Pacea Domnului. La încheiere de sabat, încă o dată cuvântul său să ne mângâie sufletul, inimile, să ne binecuvinteze. Mie sufletul prins așa de ceea ce s-a întâmplat atunci când Babilonul a înlocuit Ierusalimul și când Babilonul a devenit locul de unde a început să vorbească Dumnezeu. Până acum Ierusalimul fusese locul de unde Dumnezeu prorocea. Când Ierusalimul nu mai este, Dumnezeu, care este aparent înfrânt, începe să vorbească despre un sau de pe un tron mult mai înalt și într-un mod mult mai eficient, așa cum știm noi, vorbește Dumnezeu din Babilon. Se dau porunci pentru ca Dumnezeu să fie cinstit și poruncile sunt date de unde? Din Babilon. Se poruncește omenirii întregi să se închine numai Dumnezeului cui? Evreului Daniel, ceea ce nu se reușise niciodată de la Ierusalim, se face acum de la Babilon. Modalitatea în care lucrează Dumnezeu în condiții foarte adverse este surprinzătoare și mă gândesc că în felul acesta va proceda Dumnezeu și va lucra Dumnezeu și la sfârșit de veac, adică la sfârșitul timpului. Dumnezeu vorbește destul de mult în cadrul bisericii sale, dar va veni o vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu, când pune să lumineze întreg pământul cu slava lui. Locul de unde va lumina el întreg pământul cu slava lui este problema lui. Este adevărat că el va folosi oamenii lui, va folosi trimișii, va folosi profeții lui care vor vorbi în numele lui. E adevărat lucrul acesta. Așa cum a folosit și pe Daniel în momentul în care a făcut ca Babilonul să recunoască slava lui Dumnezeu. Dar de unde se va întâmpla lucrul acesta, pot să înțeleg și pot să mă aștept că va veni din locuri total surprinzătoare, la care eu nu mă aștept. Cum nu m-am așteptat niciodată ca Dumnezeu să vorbească din Babilon, de lângă templul lui Marduk, de lângă zigurat, de lângă poarta zeiței Iștar, din mijlocul unei idolatrii teribile, nu m-am așteptat niciodată ca Dumnezeu să vorbească pentru slava sa și să-și înalțe cu adevărat slava sa în fața unei lumi, nu în fața unei națiuni. Repet, va fi așa la sfârșit? Va fi marea surpriză și marele dar al poporului lui Dumnezeu pentru lume. Și marele dar al lui Dumnezeu chiar pentru poporul său. Din cauza asta, vă invit să mai rămânem puțin în această seară și să încheiem oarecum momentele acestea de închinare cu dorința de a înțelege modul în care lucrează Dumnezeu. Vă propun un subiect bazat pe capitolul 1 din Daniel, de la versetul 19 până la 20. Zice, ca și context, versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și de înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Este versetul 17. Apoi versetul 19, împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Anania, Mișael și Azaria. Vă rog să observați, se folosesc numele lor ebraice. Între timp,
li se dăduse alte nume babiloniene, dar în cadrul acesta al revelației lui Dumnezeu, al relației cu Dumnezeu, rămân numele lor, care sunt nume teoforice, nume care cheamă prezența lui Dumnezeu în viața lor. Sunt oameni care, iertați-mi comparația, dar poate nu e cea mai potrivită, dar este cea mai aproape de înțelegerea mea. Sunt oameni care funcționează în Babilon ca niște antene ale lui Dumnezeu, care prind voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu în continuu și stau într-o continuă legătură cu cerul. Din cauza aceasta sunt păstrate numele lor: Daniel, Anania, Mișael și Azaria. De aceea, pentru că i-a găsit mai înțelept și nu era nimeni ca aceștia, au fost primiți în slujba împăratului, foarte aproape de el. Ceilalți tineri au fost așezați pe satrapii. Împărțirile acestea aparțin medopersanilor, nu știu ce diviziuni erau în timpul babilonienilor, dar în orice caz mai departe de curtea împăratului. Dar ei au fost păstrați acolo, printre sfetnicii foarte apropiați ai împăratului. În toate lucrurile, spune versetul 20, care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Problema care vreau să vă pun înainte dumneavoastră în seara aceasta este înțelepciunea. Înțelepciunea lor. Ce fel de înțelepciune? De unde înțelepciune? Cum se manifestă înțelepciunea aceasta? Există un gap între ultimul nostru studiu și studiul din seara aceasta. Și gapul acela este momentul în care Daniel spune celor din jurul lor, le spune cam așa: vă rog frumos, fiți atenți și urmăriți-ne în următoarele săptămâni. Adică se întâmplă așa: Așpenaz vine la ei cu tava cu mâncare. Vă spuneam, era mâncarea dozată științific de la masa împăratului. Le-o pune pe masă și Daniel îi spune: îmi pare rău, să ne dai numai verdețuri. Și Așpenaz se uită la el și zice: proteine din vegetale nu avem. Proteine pe bază de vegetale nu există, nu există la noi. Și mi-e teamă că voi care sunteți oarecum aleși pe sprânceană, vă veți ofili din punct de vedere fizic. Împăratul va băga de seamă lucrul ăsta, va întreba ce se întâmplă, va afla că eu nu v-am dat mâncare și e jale. Adică masa împăratului înseamnă că împăratul vă poartă de grijă. El este într-un fel Dumnezeul vostru. Stați în mâna lui. Iar eu sfidez prin această acțiune și activitatea mea, eu sfidez autoritatea lui direct. Vă dați seama în ce situație mă puneți. Nu știu cum Daniel, spune textul, că a căpătat trecere înaintea lui Așpenaz. Nu știu. Nu știu cum de l-a câștigat. Mă face să fiu curios și să înțeleg un lucru, și anume că omul sfânt e un om plăcut. Nu e un om ursuz. Nu e un om de care să fugi. E un om care e plin de har, care atrage inimile celorlalți din jur. Asta a făcut Daniel. A stat de vorbă cu el. I-a spus, a petrecut timp împreună și până la urmă Așpenaz a zis: bine, îmi risc capul, Daniele. Dar uite, pentru că zici tu, o fac de dragul tău. Și Daniel s-a ridicat și a spus: te rog frumos. Și a spus celorlalți: următoarele săptămâni, uitați-vă la noi. Urmăriți-ne cu atenție în următoarele săptămâni. Știți ce înseamnă asta? Ați avea curajul să spuneți asta în fața lumii. Uitați-vă la mine și urmăriți-mă următoarele săptămâni să vedeți ce va face Dumnezeu pentru mine. E foarte provocator
Așteptăm ca Dumnezeu să facă în alții, așteptăm ca Dumnezeu să facă în stânga, să facă în dreapta, dar nu spui, uită-te la mine să vezi ce va face Dumnezeu. Și într-adevăr, în următoarele săptămâni s-au uitat toți la el, la ei adică, și au început să vadă că în loc să se pălească, înfloresc. Mulțumesc. Înfloresc. Ca niciunul. Mai frumoși, mai sănătoși, mai plini de vigoare. Îmi imaginez că în întrecerile fizice erau cei mai puternici. Îmi imaginez că la atletism erau primii. Îmi imaginez că la școală erau primii. Îmi imaginez că au început să strălucească. Uitați-vă în următoarele săptămâni ce va face Dumnezeu pentru noi. Fraților, lucrul ăsta va trebui să facă poporul lui Dumnezeu cât se poate de repede în ultimele zile ale istoriei. Poporul lui Dumnezeu va trebui să zică, uitați-vă aici, ce va face Dumnezeu aici. Și o lume întreagă va trebui să vadă că poporul lui Dumnezeu începe să strălucească. O lume întreagă trebuie să vadă ce începe Dumnezeu să facă pentru acest popor. O lume întreagă. Când vorbesc în felul ăsta, nu pot să nu mă întreb când o fi început legătura lui Daniel cu Dumnezeu. Știți că lui David, sau David spune, sau lui David Dumnezeu îi spune, te-am luat de la oi. De unde începuse legătura? De la oi. Cu Daniel de unde o fi început? Contemporan cu Ezechiel, contemporan cu Ieremia. Vreau să întreb, să fi mai, întrebarea asta mai pus-o și altă dată. Să fi petrecut timp cu Ieremia, oare? Să fi ascultat la sfaturile și la școala profetică pe care bătrânul profet a inițiat-o? De unde vine această încredere extraordinară pe care Daniel o are? Spun lucrul ăsta pentru că marile minuni ale lui Dumnezeu încep uneori în coliba unei mame roabe în Egipt. Se numea Iochebed. Încep la oi. Se numea David. Începe în pustie, se numea Ioan Botezătorul. Nu contează unde, nu contează cât de jos, dacă este Dumnezeu, indiferent în ce loc, viața se schimbă. Și consider că este o mare, un mare eșec, o mare primejdie în momentul în care noi așteptăm să vină momentul acela în care biserica să se ridice și să facă lucrarea lui Dumnezeu. E un gând copilăresc pe care l-a avut toți copiii, dar care la maturitate trebuiește să fie depășit. Adică, atunci când eram mic și când făceam eu boroboațe multe la tata, îmi imaginam că va veni odată o vreme să ia casa foc. Și eu să intru în casă prin flăcări și să salvez. Întotdeauna mi-am pus problema ce să salvez din casă, că nu știam. Ce să iau? Costumul lui tata? Bani n-aveam în casă. Ce să salvez din casă? Dar îmi imaginam că o să salvez eu ceva foarte important în casă și va veni tata la mine și va zice, vai, ce faptă bună ai făcut. O faptă ca să acopere toate celelalte, știți? Așa mă gândeam eu. N-a venit niciodată. N-a luat casa foc. N-am putut să-i demonstrez tata. Nimic nu i-am putut demonstra. Nu i-am putut demonstra că sunt mai bun ca frații mei. Nu, n-am putut. Bineînțeles, singur la părinți n-aveam cum. Dar n-am putut să fac lucrul ăsta. Și revenind la această idee, biserica uneori are acest reflex și anume să zică să vină vremurile acelea importante și când vor veni vremurile acelea importante ne vom trezi și atunci noi vom arăta credință. Și realitatea este nu, Dumnezeu spune nu, eu te iau pe tine de unde? De la oi.
Eu de acolo te iau pe tine, de la oi, de unde ești. Nu aștepta să fii împărat al lui Israel ca să fii credincios. Fii credincios la oi. Te iau din coliba mamei tale, te iau de pe râu, te iau de nici unde, dintr-un coșuleț de trestie smolit. De acolo te iau. Te iau din momentul în care ești al nimănui, te-a pus mama și sora ta, te-a pus pe ape și ți-a dat drumul și a zis de acum încolo, în mâna cui te-o fi lăsat? Moise, în mâna cui? Atunci te-am luat eu în mâna mea și te-am scos și ți-am pus numele Moise, adică scos, ca tu să scoți mai departe poporul lui Dumnezeu de unde? Dintr-o situație în care iarăși poporul acesta trebuie să fie pus în mâna lui Dumnezeu, pentru că îl urmăreau cele mai mari imperii. A trecut prin situațiile cele mai imposibile și totuși cel ce era în fața lor se numea scos. Și a scos și pe ei din Egipt cu braț tare și puternic. Și nu era brațul lui, era brațul celui ce-l scosese pe Moise. Avem această perspectivă și vă invit din tot sufletul să înțelegem că timpul pentru ca să stabilim o legătură cu Dumnezeu este acum. Nu mâine, nu când va veni criza, ci acum. Și acum, haideți să ne întoarcem la tema noastră pe care am intitulat-o Babilonia înțelepților. Împăratul îl vede pe Daniel și pe prietenii lui că înfloresc. Face plăcere. Stă de vorbă cu ei și îi găsește cei mai înțelepți. Împăratul pune întrebări. Frații mei, mă uimește lucrul acesta. Mă uimește faptul că Nebucadnețar era profesor universitar. Adică se duce la universitate și ia de acolo promoția de iudei. Și el se ocupă cu examenul final, ceea ce înseamnă că Nebucadnețar nu era un om de rând. Iertați-mi termenul, dacă îl pot folosi, un nepriceput, un papă lapte. Nu? Nebucadnețar era genial. Și Dumnezeu a folosit geniul împăratului ca să se întâlnească cu geniul divin. Nu că avem nevoie de oameni geniali, dar dacă cumva vreodată cineva se îndoiește de faptul că Dumnezeu dă înțelepciunea, atunci și lucrurile astea pot să conteze. Dumnezeu apreciază înțelepciunea și nu lasă pe un om prost să rămână prost. Iertați-mă, nu este o jignire acum. Dacă vă uitați în proverbe, prostia este una dintre caracteristicile filozofice ale societății. E o filozofie, ca și nebunia. Prostia, nebunia și înțelepciunea sunt trei categorii filozofice și Dumnezeu spune, chemați-l pe prost să vină aici și să se înțelepțească. Și Dumnezeu asta face. Asta face. Faptul că suntem aici, suntem niște căutători de înțelepciune, suntem niște căutători de frumos, suntem niște căutători de adevăr, valori care sunt fundamentale pentru ca un om să înflorească. Dacă vom pune în practică aceste lucruri înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, atunci putem să spunem ceea ce a spus Daniel. Uitați-vă la noi în următoarele săptămâni. Uitați-vă la noi. Da, haideți să punem în practică ceea ce Dumnezeu a spus. Și se va vedea diferența. Uneori batem pasul pe loc, uneori oamenii nu văd nicio diferență datorită faptului că ajungem la un nivel și de acolo nu mai creștem de niciun fel. Spuneți-mi, baterea pasului pe loc seamănă înțelepciune sau nu? Nu. Oprirea procesului de dezvoltare este un fenomen care contrazice înțelepciunea. De ce nu mai crești?
De ce nu mai studiezi? De ce nu te mai dezvolți? Din ce cauză? În fiecare săptămână avem studii noi la școala de sabat, le ținem acolo închise și spunem, las că pe astea le știm. Și nu se mai întâmplă niciun progres, niciun proces. Avem impresia că toate lucrurile sunt știute. Ce se întâmplă? Textul spune, în toate lucrurile ce cereau înțelepciune și pricepere, spune versetul 20, despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii, cititorii în stele care erau în împărăția lui. Deci îi întreba și pe unii și pe alții, îi întreba și pe Daniel, îi întreba și pe vrăjitori și pe cititorii în stele. Vă dați seama că erau subiecte comune? Adică și pe Daniel îl întreba uneori despre subiectele specifice vrăjitorilor. Îl întreba despre subiectele specifice cititorilor în stele. Babilonienii erau specialiști în matematică. Reușiseră ca prin urmărirea mișcărilor astronomice să anunțe din timp eclipsele. Lucrul acesta i-a făcut extrem de puternici și extrem de bucuroși de performanțele lor. Din cauza asta, când s-a întâmplat ca Ezechia să dea soarele înapoi, asta a sfidat cu totul matematica lor. Nu le ieșea la calcule sub nicio formă. Și din cauza asta a întrebat ce se întâmplă. Trebuie să fie ceva mai presus decât toată știința noastră. Și a trimis la Ierusalim să vadă ce se întâmplă acolo, comparând și atunci Ierusalimul cu Babilonul, cum compară acum pe Daniel cu cititorii în stele. Cu alte cuvinte, Daniel a trebuit să treacă prin cursuri de matematică, astronomie, literatură păgână, mitologie, toate prostiile pe care noi astăzi le-am considerat prostii, a trebuit să treacă prin ele. Și ce ai făcut cu ele, Daniel? Ce frumos! A scos din ele înțelepciunea. Și l-a folosit în așa fel încât cu toată mitologia și cu toată aberația pe care noi o cunoaștem astăzi despre mitologia lor, cu toate acestea el a folosit aceste tipologii, aceste simboluri pentru ca să convingă împăratul de o înțelepciune superioară tuturor. Comparați înțelepciunea lui Babilon cu înțelepciunea magilor de acolo. Cu înțelepciunea cititorilor în stele și a vrăjitorilor. Se compară? Cum o fi putut compara? Și frații mei, repede de tot, capitolul următor, capitolul 2, este un capitol în care ni se povestește exact cum împăratul a cântărit cele două tipuri de înțelepciune. Teoria era cam așa. Tu spune nevisul. Tu nu știi despre ce este vorba, că nu-l cunoști, iar noi interpretăm. Îți spunem noi despre ce este vorba. Nu vi se pare că au fost extrem de înțelepți atunci când l-a făcut pe împărat să creadă că el nu știe ce i-a descoperit Dumnezeu? Cu alte cuvinte, nu vi se pare că sunt extrem de șireți? Vicleni. Adică Dumnezeu dă un vis, Dumnezeu dă o informație, dar nu-ți spune ce înseamnă informația respectivă.
Și tu nu știi informația respectivă. Dumnezeu dă visul, dar nu-l poți tâlcui. Vino la noi să te explicăm noi care este visul. Noi, care n-avem visul, dar care putem să-l explicăm. Adică ce înțelepciune este asta? Ce înțelepciune este asta? Dumnezeu nu-ți dă nicio informație. Dumnezeu dă informația împăratului. Dar eu cu informația împăratului pot să fac orice. Dă-mi, împărate, informația și după aceea îți explic eu tot ce vreau eu, pentru că eu sunt mai înțelept decât tine care ai primit informația. Cu alte cuvinte, interpretarea e mai importantă decât revelația. Interpretarea e mai importantă decât revelația. Revelația a fost așa, uite, împărate. Și arată Dumnezeu un vis, statuia, așa cum știm, capul de aur, argint, aramă, fier. O informație extraordinară. Daniel spune, știi ce ți-a spus Dumnezeu cu ocazia asta? Ce mi-a spus Daniel? Versetul 21. Ți-a spus că el schimbă vremurile, capitolul 2:21. El schimbă vremurile, împrejurările, că el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Asta este ceea ce îi spune Dumnezeu lui Nebucadnețar. Și Nebucadnețar primește mesajul. Dar tâlmăcitorii viselor spune, nu. Noi trebuie să îți spunem ce ți-a spus ție Dumnezeu. Păi de ce voi? Păi numai noi știm să interpretăm. Păi dacă știți să interpretați, înseamnă că sunteți foarte importanți. Ia spuneți-mi, faceți rost de informația asta care mi-a venit de unde? De unde? Mi-a venit de undeva, din afară. Faceți și voi rost de informația asta pentru ca să vedem cine e mai înțelept. Și împăratul îi pune în această ipostază. Și vă întreb încă o dată, ce e mai important? Revelația sau interpretarea? Pentru că până în ziua de astăzi, înțelepții au rămas la aceeași teorie și anume, în Biblie este revelația, dar interpretarea o dăm noi. Și fiecare vine și interpretează după cum i-a spus Dumnezeul lui, Dumnezeul lunii, Dumnezeul soarelui, fiecare cu Dumnezeul lui. Ceea ce înțeleg de aici este însă următorul lucru, cel ce dă înțelepciunea, adică revelația, el dă și interpretarea. Și asta este ceea ce spune Daniel. Limpede. El dă și una și cealaltă. Până în ziua de astăzi noi spunem, nu e adevărat. Știți ce probleme se ridică din treaba asta? Cumplite. Din cauza că noi ne permitem să spunem ce ar trebui să înțelegem din ceea ce Dumnezeu a spus, din cauza asta fiecare e cu părerea lui. Din cauza că nu admitem că Biblia este propriul ei interpret, principiu fundamental pe care oamenii lui Dumnezeu l-a stabilit în momentul în care au citit Scriptura, din cauza că nu acceptăm lucrul acesta, din cauza asta fiecare vorbește ce vrea el. Haideți să vă dau câteva exemple, rapid de tot, din Scriptură, nici măcar din altă parte, să vedeți ce probleme sunt. Apropo, înainte să trec la cele trei exemple care vreau să vi le dau rapid, vreau să spun că procedura asta, și anume, Dumnezeu îți dă o informație ție, tu nu o înțelegi și vii la mine să ți-o tâlmăcesc eu, informația asta
nu e numai în Babilon. Informația asta este peste tot. Spre exemplu, la templul lui Apollo, un singur exemplu vă dau, la templul lui Apollo, sibilele erau acelea care în transă vorbeau. Altele erau pe lângă cele care vorbeau și scriau. Scriau ce vorbeau celelalte. Și altele erau cele care tâlmăceau ceea ce au scris ultimele. Deci, procedura asta, să vorbești în limbi, să nu înțelegi, dar să tâlmăcesc eu ceea ce tu nu înțelegi că ți-a dat Dumnezeu, este o procedură foarte veche. Încă o dată, o găsim în Babilon, o găsim în Grecia, o găsim peste tot. Dar nu e procedura lui Dumnezeu. Dumnezeu când vorbește un lucru, îl și tâlmăcește. Auzi? A venit la mine un prieten și mi-a spus... Tu chiar crezi că Dumnezeu i-a spus lui Abraham, Abrahame, Abrahame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe fiul pe care îl iubești și adu-l ca jertfă pe muntele Moria? Chiar crezi lucrul ăsta? Da, și l-am întrebat, da, de ce nu crezi tu? Păi crezi că Dumnezeu vorbește chiar așa, i-a spus cuvânt cu cuvânt? Dar când a auzit din nor, acesta este fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, de el să ascultați. A fost cuvânt cu cuvânt sau cum? Înțelegeți? Adică ne îndoim unele lucruri, ce mai rămâne? Îl înțelegem pe Dumnezeu sau nu? Și cel ce primește din partea lui Dumnezeu trebuie să aibă puterea să și... Vă aduceți aminte? Să și tâlmăcească. Haideți să trecem la trei cazuri rapid. Fraților, haideți să vedeți cum stăm cu interpretarea. Sunt exemple pe care le știți. La Ezechia, vin asirienii, înconjură cetatea. În Isaia 36, Rabșache este în prim plan și stă de vorbă cu Ezechia și îi spune: băi, Ezechia, n-aveți nicio șansă. Predați-vă acum și vă voi duce într-o țară în care curge lapte și miere, îi spune el. Vă voi duce în Canaan, că ăsta nu-i Canaan, o să fim serioși. Vă duc eu în Canaan, în Canaanul meu. Numai înțelegeți că n-aveți nicio șansă. Și începe să-i spună: uite, pentru război îți trebuie chipzuință, îți trebuie putere, nu vorbe în vânt, spune versetul 5. Poate că te-ai încrezut în Egipt. Să fim serioși, Egiptul e falimentar, spune el. Politic e o trestie ruptă. În cine te încrezi? Dacă te sprijin pe el, îți străpunge mâna. Fii liniștit, nu te va ajuta Egiptul. Și după ce trece prin mai multe considerente politice, fiți atenți, ajunge la considerentul religios. Și aici e fantastic. Versetul 10 spune el: crezi că fără voia Domnului m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc? Domnul mi-a spus: suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Wow! I-o fi spus? Nu i-o fi spus? Puneți-vă, vă rog, în această situație și faceți lumină ca înțelepți, în ghilimele. De la versetul 18. El continuă și spune: nu vă lăsați amăgiți de Ezechia când zice: Domnul ne va izbăvi. Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei țările lor din mâna împăratului Austriei? Iertați-mă, Asiriei. Vreau să vă întreb, avea dreptate? Dar nu e logic. Când fiecare din popoarele cucerite duseseră un război religios împotriva Asiriei. Un război religios. Și în final fuseseră înfrânți. Unde sunt dumnezeii Hamatului, ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Sefarvaim? Unde sunt dumnezeii Samariei,
au izbăvit ei Samaria din mâna mea. Samaria sunt frații voștri. Nu se închinau ei tot la Iahve și au fost izbăviți? Nu e logic. Vreau să observați fapte istorice. Vă rog și observați interpretarea. Așa interpretează. Avea logică în interpretare? Foarte puternică e logica asta. Dintre toți Dumnezeii acestor țări, spune versetul 20, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Păi cu ce sunteți voi mai buni? Și acum răspunsul. Capitolul următor, de la versetul, hai să fim mai scurți, șase și șapte. Așa vorbește Domnul, nu te înspăimânta de cuvintele pe care le-ai auzit și pe care m-au batjocorit slujitorii împăratului Asiriei, căci voi pune în el un duh de așa fel încât la o veste care o va primi se va întoarce în țara lui și îl vor face să cadă ucis de sabie în țara lui. Cum să zic? Pe cine crezi? Pe cine crezi? Și acum e problemă de înțelepciune. Pentru că în cine îți pui credința contează, nu modul în care te joci cu logica lucrurilor. Nu modul în care interpretezi. Nu aici este înțelepciunea. Pentru că fiecare interpretează și are logică, dar înțelepciunea vine în momentul în care stabilești de unde pornești, de unde să pornesc toată logica mea. Rabșache a pornit-o de la Dumnezeii Hamatului. Eu de unde s-o pornesc? Și numai așa ca idee, versetul 26, mai târziu explică. N-ai auzit că am pregătit aceste lucruri de mult și le-am hotărât din vremuri străvechi? Wow! Acum însă am dat voie să se împlinească pentru ca să se prefacă cetăți tari în niște mormane de dărâmături și locuitorii lor sunt neputincioși, înspăimântați și uluiți. Sunt ca iarba de pe câmp și verdeața fragedă, ca iarba de pe acoperișul și ca grâul care se usucă înainte de a da în spic. Dar eu știu când stai jos, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva mea. Deci pentru că ești mânios împotriva mea și pentru că mândria ta a ajuns până la urechile mele, voi pune veriga mea în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit, îi spune Dumnezeului Rabșache. E un alt fel de a gândi. Este logică și aici. Care e diferența? Ce mă face să fiu înțelept în condițiile în care două lucruri se bat cap în cap, așa? Ce mă face? Credință. Auziți, e acel lucru frumos din versetul 26. N-ai auzit că am pregătit toate aceste lucruri de mult. Le-am hotărât din vremuri străvechi. Și avem cuvântul prorociei și mai tare, de care bine faceți că luați aminte. Cuvântul prorociei mai tare decât ce? Zice acolo și doar vă amintesc, Petru zice, noi am fost pe muntele schimbării la față, spune Petru. Și pe muntele schimbării la față am auzit din slava lui Dumnezeu vocea aceea care spunea, acesta este fiul meu preiubit. Să ascultați de el. L-am auzit cu urechile noastre. Eram trei. Era Petru, Iacob și Ioan. Eram trei. Spune mai departe. Dar avem cuvântul prorociei mai puternic decât schimbarea la față. Wow! Aici e diferența. Că dacă nu faci diferența asta, urmă logica te duce unde vrei. Dacă premiza în care îți pui credința nu este cea corectă, toată gândirea de după nu te ajută cu nimic. Sunt oameni înțelepți cât nu se poate. Fără discuție.
cu tot respectul față de înțelepciunea lor, dar pentru faptul că nu pornesc de la ceea ce înseamnă realitatea pe care Dumnezeu a stabilit-o mai presus de orice. Finalul gândirii, finalul înțelepciunii lor este un eșec cumplit, total. Cazul al doilea vi-l sugerez doar, nu o să-l comentez foarte mult, se găsește în Isaia 44. Aici iertați-mă, e vorba de Ieremia 44. Aici spune Dumnezeu așa. Așa vorbește Domnul Oștirilor, versetul 2, Domnul Oștirilor. Ați văzut toate nenorocirile pe care le-am adus asupra Ierusalimului, asupra tuturor cetăților lui Iuda. Iată că astăzi ele nu mai sunt decât niște dărâmături. Nimeni nu mai locuiește în ele din cauza răutății cu care au lucrat ca să mă mânie, ducându-se să tămâieze, să slujească altor dumnezei care nu erau cunoscuți nici de ei, nici de voi, nici de părinții voștri. V-am trimis într-una pe slujitorii mei proroci ca să spună: nu faceți aceste urăciuni pe care le urăsc. Din nou cuvântul urăciune sau spurcăciune. Dar ei n-au vrut să asculte, n-au luat aminte, nu s-au întors de la răutatea lor, n-au încetat să mă aducă tămâi altor Dumnezeu. De aceea s-a vărsat urgia mea și a izbucnit mânia mea. Spune Dumnezeu logica lui. Fiți atenți logica lor. Versetul 16. Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus. Păi de ce nu mă asculți? Voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem mai departe tămâie împărătesei cerurilor, să-i turnăm jertfe de băutură cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri, căpeteniile noastre în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului. Păi nu v-a spus Domnul că din cauza asta ați încurcat-o rău? Ba da, dar noi vrem să o ținem mai departe. Și de ce? Că e o prostie, e stupiditate. Argumentul: atunci aveam pâine de năsăturam, eram fericiți și nu era nicio nenorocire asupra noastră. Wow! Nu vi se pare că avea un argument puternic, foarte? Pe cine ascultați? Cine are dreptate? Versetul 18. Când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerurilor și să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate și am fost nimiciți de sabie și foamete. Hei, nu spune. De-aia ați fost voi nimiciți. De-aia ați fost voi duși în robie. Că n-ați mai dus jertfe împărătesei cerurilor și că n-ați mai jertfit pe înălțimi. Din cauza asta ați fost duși în robie. Auziți unde au ajuns? E problemă de interpretare. Aceleași evenimente aveau și unii și alții. Și unii ziceau: din cauza asta ne-a pedepsit Domnul, ceilalți spuneau: a, din cauza asta ne-a pedepsit Baal și împărăteasa cerurilor. E vorba de interpretare. 3 ani și jumătate pe timpul lui Ilie n-a plouat. De ce? Și Dumnezeu spune: păi, vreau să învățați și voi că Baal, care e zeul ploii, e neputincios când intervine Jehova. Cu alte cuvinte, Jehova e Dumnezeul adevărat. După 3 ani și 6 luni, ce se întâmplase pe Carmel? Pe Carmel, altarul Domnului era în buruieni și lângă el era un altar de toată frumusețea, înconjurat cu flori, cu coroane, cu tot felul de daruri aduse pentru Baal. De ce? Că s-a supărat Baal și de 3 ani și 6 luni ne mai dă ploaie. Aceleași lucruri interpretate total diferit. Să nu vă mire faptul că cu aceea scriptură oamenii vorbesc limbi diferite. Cu aceea scriptură oamenii o interpretează după cum voiesc ei. Câtă vreme
Cel ce dă revelația nu dă și interpretarea. Câtă vreme unul care dă, Dumnezeu care dă revelația, așteaptă ca altul să tâlmăcească ceea ce a spus el, de fiecare dată lucrurile vor ajunge din înțelepciune la nebunie. Vă aduceți aminte de ispitirea Domnului Iisus Hristos? Și ultimul. Vine la Domnul Iisus Hristos îngerul acela genial. Se prezintă sub formă de înger, are autoritate de înger și spune Domnului Iisus Hristos: auzi, vreau să te ajut. Uite un argument logic. Vrei? Că văd că nu mai poți. Un argument logic. Ai toată puterea în mâna ta. Spune pietrelor acestora să facă pâine. Nu e logic? E logic. Simplu. Interpretarea situației în care era Domnul Iisus Hristos cerea acțiunea asta. Și Domnul Iisus Hristos spune: uite, există undeva scris în Scriptură: omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Punct. La final vreau să vă întreb ce învățați din lucrurile astea. Ispita a doua. Marele amăgitor pricepe că Domnul Iisus Hristos se folosește de Scriptură, așa că vine și el cu Scriptura și zice: păi stă scris, aruncă-te jos și el va porunci îngerilor lui să te ducă pe brațe, să nu te lovești deloc. În prima ispită a fost logică contra text, logică contra Scriptură. În a doua ispitire ce a fost? Scriptură contra Scriptură. Scriptură contra Scriptură. Și Domnul Iisus Hristos spune limpede să nu-i ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Răspunde unei scripturi cu altă scriptură. Și Satana pleacă. Foarte interesant. Sunt situații în care dezbaterea nu se încheie aici. Vine cineva cu un text, răspunzi cu un alt text și te trezești că celălalt nu pleacă. Continuă mai departe. E ceva mai agasant decât chiar Satana. Și punctul 3, vine Satan și spune: știi ce? Închină-te mie. Și Mântuitorul spune: dar asta e chiar călcarea poruncii. Spuneți-mi, vă rog, ce ați învățat, ce ați observat în toate aceste trei etape ale ispitirii. Ce face Satan? Ce face Babilonul? Această babilonie sau încurcătura înțelepților despre care am vorbit în câteva exemple, cum este definit aici, în cele trei ispitiri? Ori de câte ori, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, se vine cu logică omenească, aduceți-vă aminte că e vorba de babilonia înțelepților. Ori de câte ori, Scriptura este făcută să se contrazică. Adică este un text împotriva altui text și se pare că cele două texte se bat cap în cap, ireconciliabil. De fiecare dată, aduceți-vă aminte că tipul ăsta de a gândi este Babilon curat. Scriptura nu se contrazice pe sine. Scriptura se explică pe sine. Și așa va proceda Satan până la sfârșit. Va lua secțiuni în Scriptură și le va opune altei secțiuni în Scriptură și va încerca să demonstreze că în felul acesta Scriptura nu poate să fie înțeleasă. Din cauza asta trebuie să fie alții care să o interpreteze. Pentru că dacă o lași așa, uite că se contrazice. Trei. A treia ispită. Satan a venit și a cerut direct și în față călcarea legii lui Dumnezeu. Ori de câte ori ai de-a face cu călcarea legii lui Dumnezeu, sub orice formă, oricât de deghizat, de fiecare dată ești în Babilon. Frații mei, poporul lui Dumnezeu este chemat să se ancoreze în cuvântul lui Dumnezeu ca fiind chiar cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să spun mesajul lui Dumnezeu,
scrisoarea lui Dumnezeu către noi, care n-are de gând să ne încurce, ci are de gând întotdeauna să fie extrem de limpede, clar și explicit. Faceți din cuvântul lui Dumnezeu frumusețea adevărului aceluia care să ne hrănească în fiecare moment, în fiecare clipă. Un stă scris este mai frumos decât toată înțelepciunea acestei lumi. Vă dați seama ce înseamnă la un moment dat să vorbească Dumnezeu cu tine în loc să vorbească oamenii cu tine? Dai seama ce înseamnă să te conducă Dumnezeu în loc să te conducă oamenii? Haideți, frații mei, ca în finalul acestei zile, să înțelegem că suntem într-un soi de Babilonia înțelepților chiar și acum, în anul 2023. 23, da. Și că în momentul ăsta avem nevoie neapărat de acea înțelepciune sublimă, frumoasă, calmă, limpede, simplă a cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin. Cu bucurie venim înaintea ta, Părinte, să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos pentru cuvântul tău, pentru revelația ta, pentru călăuzirea ta, pentru înțelepciunea pe care ai hotărât să o reverși asupra poporului tău. Fă-ne, Doamne, o carte deschisă în fața oamenilor, o carte în care ei se citească voința ta și ascultarea noastră de porunca lui Dumnezeu. Ajută-ne, Tată, ca în condițiile acestea în care trăim acum să putem spune ca și Daniel: fiți atenți la noi, uitați-vă la noi, Dumnezeu va face lucruri mari cu noi în următorul timp. Doamne, ajută-ne să ne punem la dispoziția Ta și să dorim lucrul acesta. Te-am rugat încă o dată, în numele scump al Celui care ne-a iubit atât de mult și pe care noi îl iubim atât de mult, Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.